Doamne, mulțumește de păcate, anii 1940, anii 1945, care nu are călăsuri de odinesc acolo și de casă bisericilor, toate rește la așa de voie, și cea care de voie. Care să ne ajute și mai ales să ajute toți oamenii să nu mai fie posibilă repetarea acelor orori și suferirea din nou de către noi toți a ceea ce au suferit cu naționalii noștri de atunci. Dumnezeu să-i ierte. Mulțumim frumos! În conță, acum îl rugăm pe președinte Societății Moldova a Raionului Iersa, care a organizat și compania de azi. Mulțumesc, Preacucernice Părinte, vă mulțumim că niciodată nu refuzați atât și când ne adresăm către dumneavoastră, fie atât în ceea ce privește comemorarea jertfelor deportărilor staliniste sau celor care au căzut pe malul Prutului, și în multe alte cazuri sunteți alături, întotdeauna sunteți alături de noi. Recent am citit un articol într-o sursă de informare în masă, care este în limba ucraineană, unde se scria că
Bucovenenii au fost deportați, la 13 iunie, bucovenenii au fost deportați în Siberia. Cred că nu era chiar corect. Acolo se dădeau date unde se scriau că au fost mai multe naționalități, însă toate celelalte naționalități împreună nu alcătuiau niciun sfert din numărul românilor deportați. Ceea ce demonstrează că românii atunci erau cei care încercau într-adevăr să se opună, cei care încercau să-și păstreze modul lor de viață și nu acceptau noile ordini staliniste care au fost instaurate aici într-un mod barbar. În Siberia au fost deportați, în Siberia, în Kazahstan, în alte locuri, au fost deportați liderii, floarea neamului românesc. Cei care erau în frunte și fără, practic, la momentul actual, noi am rămas urmași și probabil celor care nu au știut să se opună într-un asemenea mod. În această cauză, astăzi, uneori înfruntăm dificultăți în ceea ce privește apărarea limbii noastre, credinței, modului nostru de viață și cei care se întâlnesc destul de des persoane care ar vrea să ne într-o oarecare parte să ne asimileze. Însă, totuși, pentru o activitate, pentru întârjire și pentru tării de caracter, cred că o să reușim până la urmă să ne păstrăm identitatea noastră românească. Vă mulțumesc! Trăiți! Acum rugăm de Domnul Tomas să spui câteva cuvinte. Te cucerim și Părinte Mutare, Excelență Domnule Consul, eu vreau să mulțumesc în primul rând conducerii Societății Golgota pentru invitație și întotdeauna suntem alături împreună, mai ales la aceste manifestări, deoarece sunt convins că identitatea noastră națională constă anume, se bazează anume pe credință, pe neam și pe identitatea noastră națională. Și cred că cei care au trecut în nemurire și astăzi se uită din cer spre noi și într-un fel se bucură că nu i-am uitat. Toate că spunea bine Părintele că din păcate, chiar în anul Unirii, nu suntem noi atât de uniți cum ar trebui să fie.